Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Vom vorbi în această seară despre locuri binecuvântate și despre pelerinaje, având ca scop vizitarea unor mănăstiri, locuri sfinte și pline de o încărcătură spirituală, despre arborii minune în preajma cărora ni se îndeplinesc dorințele, dar și despre energia benefică a parcurilor sau a apelor care alungă energiile negative din centrul orașelor. Vom discuta înainte însă despre modul în care putem încetini îmbătrânirea alături de doamna dr. Ruxandra Constantina. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit. Bună seara! Vom vorbi astăzi seară, spuneam, despre îmbătrânirea prematură care duce la boli cronice, despre modul în care ne afectează această îmbătrânire și am să vă rog să ne explicați ce înseamnă și cum ne afectează, de fapt, îmbătrânirea prematură. Îmbătrânirea este un proces continuu. Am putea spune că de când ne naștem începem să îmbătrânim. Exact. Pentru că, de fapt, viața este un proces continuu în care celulele se degradează în mor și în același timp are rol sinteza, geneza de alte celule. Deci, sănătatea începe la nivelul fiecărei celule și sănătatea fiecărei celule determină durata vieții, dar și calitatea vieții. Și ultimele studii arată că la capătul secvențelor cromozomilor, la capătul secvențelor de ADN, există niște structuri numite telomeri. Și la fiecare diviziune celulară, lungimea acestor telomeri se scurtează, până când celulele nu se mai pot divide și ele mor. Cine ne influențează îmbătrânirea? Îmbătrânirea este un proces complex care are o determinare dublă, să-i spunem. Prima dată este determinarea genetică, deci există niște gene ale longevității pe care le moștenim și care ne influențează durata vieții, dar există și factorii de mediu intern și extern care generează stres oxidativ și generează acei radicali liberi care afectează integritatea celulei și determină îmbătrânire. Sursele de radicali liberi le găsim în alimentele prăjite, alimentele aditivate, le găsim în fumul de țigară, în alcoolul consumat în exces, de asemenea gazele de eșapamente, noxele industriale sunt surse generatoare de radicali liberi, ca și stresul, supra-solicitarea fizică și psihică prelungită. Care este legătura între îmbătrânirea celulelor și boli? Am spus că sub influența acestor factori și sub influența genelor, celulele se degradează, îmbătrânesc și la un moment dat mor. În momentul când mai multe celule aparținând unui organ, unui țesut, mor, la nivel macroscopic apare boala. Fiecare țesut, fiecare organ are ritmul propriu de îmbătrânire. De exemplu, cele mai afectate de procesul de îmbătrânire sunt următoarele organe: vasele, inima, plămânii, oasele. Creierul și pielea, paradoxal, îmbătrânesc mai greu, să-i spunem. Deci, radicalii liberi acționează asupra telomerilor și le scurtează lungimea, deci scurtează durata de viață a unei celule. Și în acest fel, ia naștere, apare îmbătrânirea, dar îmbătrânirea nu trebuie să o privim doar ca un fenomen de apariție a ridurilor sau de durere articulare, ci îmbătrânirea se produce cu mult timp înainte de apariția semnelor vizibile exterioare. Deci este foarte importantă îmbătrânirea la nivelul fiecărei celule, îmbătrânire celulară care determină bolile cronice. Știm că bolile cronice, România ocupă un loc fruntaș, nedorit. Suntem țara din Europa cu cel mai mare număr de pacienți cu boli cronice. Și aici vorbim de boli cardiovasculare, hipertensiune, ateroscleroză, cardiopatie, vorbim de diabet, obezitate, vorbim de boli neurodegenerative de tip Alzheimer și Parkinson. Și tocmai îmbătrânirea aceasta a celulei determină apariția acestor boli cronice, care au un determinism genetic, sunt influențate, cum am spus, de mediu, de factorii de mediu și evoluția acestor boli cronice poate fi stopată sau ele, apariția lor poate fi prevenită. Cum alegem un produs care să ne ajute în încetinirea îmbătrânirii premature?
Deci pentru prevenirea îmbătrânirii premature și pentru încetinirea îmbătrânirea nu putem stopa, cel puțin la momentul actual al dezvoltării științei. Dar ritmul de îmbătrânire poate fi mult diminuat. Și aici avem mai mulți factori. În primul rând, un stil de viață sănătos, o hidratare corespunzătoare, gândire pozitivă, mișcare și, nu în ultimul rând, suplimentele. Pentru că suplimentele nu sunt apanajul doar vârstei a treia, ci suplimentele trebuie administrate încă de la vârste tineri, profilactic, deci de la 25-30 de ani, pentru că ar trebui să ne pregătim de bătrânețe încă din timpul tinereții. Încă de tineri. Încă de tineri. Și este foarte bine să ne întrebăm ce produs alegem din această piață supra-saturată. În primul rând, produsul trebuie să aibă la bază studii clinice, da, care să-i ateste eficacitatea, de siguranța de administrare și lipsa efectelor adverse. Componentele trebuie să fie ușor absorbite de către organism și biodisponibile, adică să se distribuie și să-și exercite eficacitatea terapeutică, acțiunea terapeutică. Și avem acest produs care conține trei substanțe, respectiv extras integral din sâmbure și coajă de strugure, care conține un antioxidant deosebit de puternic, care este resveratrolul, în combinație cu extract de rodie și seleniu. Deci toate aceste trei componente au o acțiune sinergică și potențiază reciproc acțiunea și, de fapt, ce determină încetinirea îmbătrânirii celulare. Care sunt efectele acestui produs inovator? Deci efectele la nivel celular, cele mai importante și nu întotdeauna vizibile. Ele împiedică, stopează, încetinesc îmbătrânirea celulară și anihilează efectul negativ al radicalilor liberi asupra celulei. De asemenea, activează acele gene ale longevității, sirtuinele, au efect antioxidant, antiinflamator. De asemenea, acest produs la nivel cardiovascular oferă protecție pe celula miocardică, scade colesterolul rău și trigliceridele și crește colesterolul bun, fluidifică sângele, la nivelul sistemului nervos oferă o protecție asupra neuronilor. Deci are efect antioxidant, antiinflamator, antitumoral. Este foarte important de știut că acest produs scade marcării tumorali, scade marcării de inflamație și marcării aterogene. Foarte interesant. Să vedem și ce are special acest produs, doamna doctor. Special este, am spus, această triplă combinație, da? De extract integral de strugure, foarte important, care a fost supus unui proces patentat prin care a crescut nu doza, atenție, ci puterea antiinflamatorie, antioxidantă, deci eficacitatea terapeutică a acestui produs, care acționează în sinergie cu extractul de rodie și zincul, deci încetinesc îmbătrânirea celulară și, foarte important, și efectele vizibile sunt de la primele săptămâni de administrare, respectiv crește tonusul, energia fizică și psihică, ne simțim mai bine, iar în următoarele 3-6 luni de administrare apare normalizarea valorilor biochimice, respectiv normalizarea valorilor colesterolului rău. Și nu în ultimul rând apar și efectele vizibile, respectiv diminuarea ridurilor. Care sunt beneficiile? Deci beneficiile, în primul rând, sunt profilactice și curative. Deci beneficiile la nivel celular: încetinește ritmul de îmbătrânire celulară, stabilizează membrana celulară și ferește celula de mutații, da? Deci de mutația la ADN-ului, de apariția efectelor cancerigene. Este foarte important efectul profilactic, cum am spus, deci previne îmbătrânirea prematură, previne mutațiile, previne apariția bolilor degenerative cardiovasculare, tocmai prin
efectele pe care le-am spus, normalizarea efectului ale valorilor colesterolului, de creșterea elasticității endoteliului vascular prin efect antioxidant, antiinflamator, vasodilatator. La nivelul sistemului nervos crește puterea de concentrare, de memorare și administrat de la vârsta de 25 de ani, să știți că poate preveni apariția bolilor neurodegenerative de tip Parkinson sau Alzheimer, care dacă înainte apăreau după vârsta de 50 de ani, să știți că acum vârsta de debut este în jurul vârstei de 40 de ani. Ca și bolile cardiovasculare care apar frecvent chiar la tineri. Da, așa este. Cum să vedem, doamna doctor, cum se administrează și cine poate beneficia de efectele sale? Produsul este foarte ușor de administrat. Este o capsulă pe zi, în prima parte a zilei, pentru că am spus că în primul rând crește tonusul energetic al organismului cu un pahar de apă. El poate fi luat profilactic de către persoanele tinere care vor să-și păstreze sănătatea și tinerețea, de către persoanele tinere care lucrează în spații închise, corporatiștii, care stau foarte mult în fața ecranelor calculatoarelor, deci sursă de radical liber, care stau mult fără a avea lumină naturală. Da? Deci este foarte important, de către tinerii care au un stil de viață dezordonat, o alimentație nesănătoasă de tip fast food, care au obiceiuri nocive, de tip fumat sau consum de alcool în exces. De către persoanele tinere sau bătrâne care au diferite afecțiuni cronice, de tip afecțiuni cardiovasculare, cum este hipertensiune, cardiopatie, tulburări de ritm cardiac, arteriopatii periferice, tulburări de circulație, de către persoanele care prezintă predispoziție spre boli neurodegenerative. Asociat tratamentului alopat, acest produs potențiază efectul medicamentelor și diminuă din efectele negative. Îmbunătățește statusul celular, îmbunătățește metabolismul celulei. Unde poate fi găsit produsul? Produsul se găsește în orice farmacie. Doamna doctor, să mai reamintim ca o concluzie efectele acestui produs. Deci, produsul, în primul rând, încetinește îmbătrânirea celulară la nivelul fiecărei celule, de la nivel miocardic, neuronal, de la nivelul pielii, anihilează din efectele negative ale radicalilor liberi asupra organismului, scade marcării tumorali și marcării aterogeni, cam în decurs de un an de administrare. Stimulează imunitatea organismului, oferă protecție pentru bolile cardiovasculare și neurodegenerative. De asemenea, administrată femeilor la menopauză, poate să prevină și o altă boală cronică, să o numim osteoporoză. Deci, unul dintre principalele efecte este acest anti-aging. Da, efect de anti-îmbătrânire, doar că efectul este vizibil și la nivelul pielii, dar în primul rând acționăm asupra procesului de îmbătrânire din interior. Este foarte important, pentru că cel mai important nu este îmbătrânirea pielii, deși exact. Pielea este cel mai mare organ de simț și cel mai vizibil. Importantă este să ne păstrăm sănătatea și integritatea celulei. Protecție asigură, am văzut, și protecție față de boli neurodegenerative și protecție anticancer, cardiovasculară. Da, protecția anticancer se realizează prin mai multe mecanisme. În primul rând crește imunitatea, stimulează, are efect antioxidant, deci de neutralizarea radicalilor liberi și prin faptul că ferește materialul genetic de mutații, deci de apariția cancerului. O concluzie, doamna doctor, pentru acest produs? Deci este foarte important ca încă din tinerețe, în special pentru cei care trăiesc în mediul urban, aglomerat, poluat. Ce vârstă? Tinerețe însemnând, am zis, 25-30 de ani, când încep să nu mai predomine procesele de reconstrucție. Da? Deci, începând cu vârsta de 25-30 de ani, trebuie să fim foarte atenți la sănătatea noastră și aceasta înseamnă stil de viață sănătos, alimentație, hidratare,
mișcare în aer liber și, nu în ultimul rând, administrați-vă acel produs care poate să vă ajute ca să preveniți dezvoltarea în timp a acestor boli neurodegenerative și cardiovasculare, care își pun amprenta asupra, nu numai asupra duratei vieții, dar asupra calității vieții, care este foarte importantă. Nu contează numai cât trăim, ci și cum trăim. Mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru toate informațiile aduse. Revenim cu subiectul emisiunii după publicitate.